Bună! Sunt Victoria și vă prezint Starea Muncii. Am mai vorbit în trecut la această emisiune despre ce presupune și cât costă traiul decent în România. Recent, Fundația Friedrich Ebert și Sindex România au actualizat valoarea coșului lunar pentru un trai decent în România. Adică au calculat de ce sumă de bani e nevoie pentru un trai care să asigure mai mult decât supraviețuirea noastră biologică, care e suficientă pentru a satisface și unele nevoi umane, cum ar fi nevoia de cultură, educație, recreere. Evident, nu vorbim de lux și de consum extravagant, ci de un minim necesar care să ne facă să ne simțim oameni, nu doar forță de muncă ce muncește pentru a trăi și trăiește pentru a munci. Astfel, pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, a reieșit că în luna septembrie anul curent, valoarea acestui coș era de 7.233 de lei pentru o gospodărie formată din 2 adulți și 2 copii cu vârsta de până în 14 ani. Știu, e o sumă pe care puține gospodării pot să o cheltuie în România. Dar coșul nu ne arată cum trăiesc și cât cheltuie oamenii, ci cât ar trebui să cheltuie pentru un trai decent. În realitate, datele INS ne arată că în trimestrul 2 al anului curent, cheltuielile de consum ale unei gospodării medii din România erau, după plata taxelor și impozitelor, de 2.848 de lei, adică mai puțin de jumătate din valoarea coșului de consum pentru un trai decent. Astfel, românii cheltuie 994 de lei pentru alimentație, când pentru necesarul unui trai decent și a unei alimentații sănătoase ar fi nevoie de aproape 1.600 de lei. Asta în condițiile în care deja românii alocă un procent uriaș de bani pentru alimentație, 35% din totalul cheltuielilor față de o medie europeană de doar 13%. Dar cele mai mari decalaje între cât se cheltuie și cât ar fi normal să se cheltuie apar la alte capitole, cum ar fi educația. În timp ce cheltuielile pentru educație și cultură, pe care le presupune traiul decent, se ridică la 592 de lei, în realitate, o gospodărie cheltuie doar 10 lei pentru educație și 57 de lei pentru sport și cultură. Salariile din România sunt departe de a satisface nevoile unui trai decent. De exemplu, o persoană singură are nevoie de 2708 lei pentru un trai decent. Cât reprezintă asta față de salariul minim? Puțin, foarte puțin, doar ușor peste 50%. Altfel spus, un salariu minim în România oferă jumătate din banii care sunt necesari unei persoane pentru a avea un trai decent. Să nu uităm că avem în jur de 1,5 milioane de angajați care câștigă salariul minim. Dar problema nu e doar la cei pe salariul minim, chiar dacă acolo lipsa banilor se simte cel mai acut. Problema e la marea, la covârșitoarea majoritate a angajaților din economie. Datele de la Inspecția Muncii de anul trecut ne arată că 83% din contractele de muncă din România aveau o valoare inferioară celei a coșului minim pentru un trai decent de anul trecut. Prin urmare, putem afirma că marea majoritate a salariilor din România sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile unui trai decent. Cum se poate schimba asta? Am mai vorbit aici despre modelul de dezvoltare pe care l-am numit România, țara muncii ieftine și care trebuie să fie abandonat și înlocuit cu un model economic în care accentul e pus pe calificarea forței de muncă, pe sectoarele economice cu valoare adăugată mai mare și pe salariile decente. Un prim pas în această direcție ar fi aplicarea legii în vigoare. De anul trecut, din august 2020 mai exact, avem o lege care spune negru pe alb următoarele. Coșul minim de consum pentru un trai decent constituie elementul principal de fundamentare a salariului minim și a politicii salariale. Mai clar decât atât, nu se poate. În niciun caz, legea nu obligă guvernul să fixeze salariul minim la un nivel egal cu valoarea coșului de consum. Și în niciun caz, legea nu susține că în procesul de stabilire a salariului minim nu trebuie să ne uităm și la alți indicatori, cum ar fi cei economici. Tot ce face legea e că readuce în centrul procesului decizional obligativitatea de a lua în calcul și alți parametri decât cei pur economici. Pur și simplu introduce în ecuație dimensiunea socială și preocuparea pentru oameni care nu mai sunt văzuți ca un pur instrument pentru maximizarea profitului,
ci ca ființe umane care au drepturi, printre care și dreptul la o viață decentă. Cu toate astea, de fiecare dată când a stabilit salariul minim, anul trecut și anul acesta, guvernul s-a uitat la inflație, la productivitatea muncii, la creșterea economică, dar a ignorat total coșul și legea, în ciuda cerințelor venite dinspre sindicate, care au solicitat în mod repetat la negocieri corelarea valorii nete a salariului minim cu valoarea coșului de consum pentru un trai decent. Totuși, partea plină a paharului e că avem această lege, care prevede corelarea coșului de consum pentru un trai decent cu salariul minim. Și chiar dacă momentan guvernanții fac abstracție de ea, putem pune presiune pe ei să o aplice, pentru că nicio lege nu rezolvă tot, e doar un început.